Instanța de judecată dispune, se admite integral demers procurorului privind prelungirea măsurii preventive, restare preventivă în privința învinuitului Filat Vladimir Vasile. Termenul arestului preventiv de 30 de zile, care expiră la 14 noiembrie 2015, ora 17:10 minute, aplicat lui Filat Vladimir Vasile prin încheierea instanței jucătorești din 18 octombrie 2015, se prelungește cu 30 de zile, și anume până la data de 14 decembrie 2015, ora 17:10 minute. Copia încheierii în cauză demandat procurorului, apărătorilor și învinuitului, respectiv de expediat administrației locul de detenție provizorie a lui Vladimir Filat. Încheierea poate fi atacată cu recurs în termen de 3 zile la Curtea de Apel Chișinău prin intermediul judecătoriei Bulcani, municipiu.